pe care o practică librarii în Franța, Coup de Cœur. Cu adevărat, vă prezentăm o carte de care m-am îndrăgostit la prima citire, la prima vedere, în clipa în care a venit pe calea e-mailului propunerea de la Ciprian Măceșaru, propunere în interiorul căreia l-am redescoperit pe Vladimir Chismăneanu. Cum spune cronicarul, nasc și la Moldova oameni, nasc și pe Facebook prietenii. Cei doi autori pe care îi avem astăzi invitați aici, Ciprian Măceșaru, Vladimir Chismăneanu, nu se știau înainte de a face această ispravă, pentru care îi felicit încă o dată. S-au întâlnit cu cartea deja apărută și îmi place să cred că prietenia lor din virtual va trece așa cum se cuvine în real. 300 de Ceaușești Liliputani, o carte cu două game, cum spune Ciprian în cuvântul lui însoțitor, gama poetului din militar care întâlnește savantul din Statele Unite și celor două game ale autorilor nu s-a adăugat, spun eu, foarte bine și asta nu pentru că a fost o idee pe care am avut-o aproape instantaneu în timp ce citeam textul, colajul lui Mihail Coșulețu, care îi mulțumesc încă o dată pentru extraordinarul lui talent și extraordinara lui disponibilitate. Vă reamintesc că aveți tot dinspre Mihai Coșulețu, care e și autorul graficii standului Humanitas, acea superbă ediție Elliot, tradusă de Florin Bican, cu colaje Mihai Coșulețu. Am spus cu de cor, am spus prietenie, vă las pe mâinile celor patru invitați, Mircea Mihaieș, căruia îi spun bun venit în standul Humanitas, Cezar Paul Bădescu, vă vor spune la rândul lor dacă e sau nu un cu de cor această cărticică. Bună ziua, vă mulțumesc mult, mulțumesc, Lidiei. S-au spus deja, cred, cuvintele esențiale. Colaj e un cuvânt care domină. Am mai putea adăuga ideea de claviatură de pian. E o carte scrisă la mai multe mâini și gândită la și mai multe mâini, dacă într-adevăr îl adăugăm ca un al treilea autor-comentator și pe domnul Coșulețu, pe care nu l-am întâlnit, dar pe care îl urmăresc cu multă plăcere de foarte multă vreme. În sfârșit, după ce de ani și ani de zile prezint tot felul de cărți care nu prea au de-a face cu literatura, și au de-a face cu politologia, cu filozofia unor, cu baletul, cu muzica, iată, mă pot ocupa de o carte de literatură. Și mă bucur cu atât mai mult cu cât ea include și pe Vladimir Chismăneanu, cunoscut pentru cu totul altceva decât pentru literatură. Dar, aici fac doar o paranteză, ceea ce m-a fascinat la el din prima clipă a fost nu atât ideile, pentru că eram probleme în care intimitatea mea cu gândirea politologică nu exista, ci stilul literar în care ele erau prezentate. Deci ele sunt unul dintre puținii oameni cu har din această zonă a ideilor, care reușește să transmită mesajul ambalat atât de frumos în literar. În lunga perioadă de când ne cunoaștem, am avut, evident, multe experiențe culturale, îi cunosc sensibilitățile, îi cunosc preferințele literare și culturale, îi cunosc faptul că e practic la zi cu tot ce se mișcă, cel puțin în literatura anglosaxonă, destul de mult în cea franceză și din ce în ce mai mare măsură, zic eu, și în cea română. Prin urmare, e vorba de o carte de literatură, dar nu numai. Pentru că, de data asta, Ciprian Măceșaru, care e deja un poet cu o reputație consolidată, ne-a propus altceva. Și anume, a propus un autoportret on politologia, spune. Autoportret scris din perspectiva unui om care are o privire rea asupra lumii, asupra propriului trecut, asupra propriei identități, asupra a tot ce îl înconjoară și ceea ce l-a făcut să fie el astăzi, și anume un foarte bun poet. Așa cum spune într-o foarte scurtă introducere, cartea a început prin a fi o serie de mostre de istorie orală,
dar care au fost tratate inevitabil, că până la urmă nu ne putem sustrage lucrurilor care suntem cu adevărat, și anume talentului poetic, care au fost tratate poetic. Ele se constituie însă nu într-o, ceea ce ne-am așteptat să spunem, într-un building roman poetic, ci într-o demonstrare a unei idei, și anume că antitotalitarismul a existat. Și el a existat ca formă de existență a acelui tânăr care rememorează o suită de secvențe care sunt ale propriei biografii, și există un prim nivel al textului său în care lucrurile sunt, țin pur și simplu de o contabilitate ontologică, a spune, dacă sintagma n-ar fi prea prețioasă, care țin de mărturisirea directă și de scrutarea nemiloasă a propriei existențe. Ele însă nu funcționează în sine ca un fel de răfuială sau, poate știu eu, un fel de autoanaliză de tip psihanalitic. Ele sunt parte a unui demers conștient, și anume a demonstrării existenței cât se poate de crude, de directe și de imediate a răului comunist. Cred că aici s-a produs acel punct de contact între Vladimir Tismăneanu, nu invers, Ciprian Băceșaru și Vladimir Tismăneanu, pentru că Vladimir a sesizat imediat potențialul de analiză și de reflecție asupra suite de secvențe extrem de vizuale care există în microbiografia lui Ciprian Băceșaru. Poetul însă e o conștiință duală pe care și-o păstrează de la început până la capăt. E pe de o parte acel individ care e fracturat ca existență, deci unul care mărturisește în același timp, se autoanalizează, dar e și o foarte subtilă dialectica lui aici și acolo. Un fel de înăuntru și afară, care nu e doar geografic, ci este și psihologic. Citind de la cap la coadă, partea aceasta care primă, care aparține lui Ciprian Măceșaru, lasă impresia unui film alcătuit din secvențe exclusiv din alb-negru. Un film, secvență de film documentar, în care din când în când apar nu doar niște scene extrem de puternice, ci niște sintagme care se constituie în sine în descrierea ale universului, de la televizor la universul bucătăriei, care e un loc de, nu așa cum am crede noi, de în care oamenii se hrănesc, ci în care oamenii sunt ținuți în captivitate. Până la figura tatălui, care e multiplă aici, e pompier, e zugrav, e bolnav, are toate aceste atribute extrem de puternice, până la viața dublă, care e o viață direct redată, de există și o viață a onirismului aproape constitutiv al scrisului său, care e sugerată de o sintagmă sau de un vers care apare de două sau de trei ori, nu trăiesc decât noaptea. Prin noapte noi înțelegem, evident, mai mult decât noaptea aceasta a parcursul temporal. Peste toate acestea apare, desigur, figura aia, spune, tutelară, dacă cuvântul va fi potrivit, al lui Ceaușescu, multiplicat de 300 de ori, ca într-un fel de incantație negativă, și care corespunde tuturor frustrărilor poetului. 300 de iluzii, 300 de situații, 300 de ratări. Să vedeți o listă destul de amplă de astfel de lucruri, care transformă tot ceea ce ne spune în propria noastră existență, în această tranziție care nu se mai termină și care e un mood, a zice. Neașezarea e o formă prin care sunt fixate toate acele vechi obsesii pe care le-am menționat. Dacă ar fi să găsesc ceva foarte apropiat de ceea ce face în prima parte Ciprian Măceșaru, cred că urletul lui Allen Ginsberg s-ar potrivi cel mai mult. E un urlet, e acea revoltă supremă împotriva
universul împotriva propriei existențe, împotriva a tot ceea ce există și a ceea ce mai bine n-ar fi existat. E de asemenea o modalitate pe care am putea să o identificăm încă de la Platon, acea tehnică a listei, a înșiruirii de obiecte, de situații, de trăiri, de la meciurile la TV, până la fascinația mașinii străine, acel Renault Vișiniu, și care fac din mărturisire o serie de embleme ale existenței în comunism, deci transcend confesiunea atare. Sifoanele, pick-up-urile, avorturile, și toate acestea pentru că poetul vrea să facă nu literatură, ci vrea să spună adevărul. Și aici intervine momentul în care Vladimir Tismăneanu intră în scenă și care politologul care a încercat multe din scrierile sale, marea majoritate, să se ocupe cu descifrarea a ceea ce e dincolo de gesturi, și anume adevărul, atât cât poate să fie el înțeles, intervine și nu face, de fapt, o deconstruire a acelui mesaj, ci o continuă. Jocul cărții și dinamica și tensiunea interioară cresc exponențial din momentul în care, luând câte o sintagmă, câte o imagine, câte o secvență, Vladimir Tismăneanu își construiește propria lui serie de microbiografii, care e evident la fel de spectaculoasă, la fel de poetică, dacă vrem, sau de nepoetică, la fel de asumată de și la fel de supus aceleași idei pe care cred eu că un vers al lui Ciprian Măceșaru descrie foarte bine, și anume o viață întoarsă pe dos. Despre asta este vorba, de fapt, în această carte, în care principala preocupare, dacă ar fi un roman polițist, ar fi căutarea locului de unde vin fantomele. Fantomele vin de pretutindeni, vin din noi, vin din chiar acest, Vladimir Tismăneanu îl numește dialog istorico-poetic. Despre asta e vorba în mare parte din rândurile lui Ciprian Măceșaru. Și care acest adevăr istorico-poetic și cu o vagă nuanță de, nu zice nostalgie, dar revizitare a originilor, o regăsim în foarte multe secvențe, de pildă o vizită la bunicii lui Nicu Ceaușescu, la părinții lui Nicolae Ceaușescu, când marele monstru, care domină prima parte a textului mai degrabă ca o abstracțiune, ca un fel de mutant, apare în carne și oase, ca un demon meschin, de fapt. Pentru că e și această subterană dostoievskiană care irigă foarte mult din această carte. Apoi apar ilustrări ale ideii de beția puterii prin Ždanov, la Vladimir Tismăneanu. Apar amintiri despre un alt autor important din anii 60-70, Alexandru Ivasuc, citat cu o sintagmă, trăim, cred că era mai amplă, suntem 20 de milioane de oameni care trăim în imaginația unui nebun. Apoi sunt poveste la fel de seducătoare despre biciclete, un anumit tip de bicicletă la Ciprian, un alt tip de bicicletă la Vladimir. Oricum, peste tot și mai ales în textul lui Vladimir Tismăneanu, există o seducție a metaforei pe care Ciprian Măceșaru a încercat să o țină cât mai departe. Cartea e într-adevăr fermecătoare, la modul, ca spune, îngrijorător. Pentru că ea te pune pe gânduri, te seduce și în același timp îți dai seama cât de periculos am putut să trăim fără să ne dăm seama. Mulțumesc mult! Vă invit să o citiți! Bună ziua! Am să mă leg de întrebarea pe care
o adresa Mircea Mihăiș, de unde vin fantomele. Cred că în primul rând vin din noi înșine, pentru că cei 300 de Ceaușești lilliputani sunt de fapt niște celule pe care le avem cu toții în sânge, sunt ca niște hematii. Iată și ilustrația copertei este sugestivă, parcă sunt niște valuri de sânge cu mici Ceaușești prin ei. După mine este un volum despre identitate. Un volum despre identități, micro-identități. Asta, dacă ar fi să preiau numele poemului și numele grupajului de eseuri, micro-istorii, acesta ar fi titlul fiecărei secțiuni. Deci sunt micro-identități, dar care toate se topesc într-o identitate mult mai mare. De fapt, pentru noi toți, comunismul este o chestiune de identitate. Toți cei care am prins acele vremuri. Este o chestiune de identitate, a zice, poate că exagerez sau apăs mai mult pedala de accelerație, mult mai importantă, de exemplu, decât identitatea de gen. Lucrurile care ne unesc pe noi, de exemplu, bărbați și femei, cei care am trăit în perioada comunistă, sunt mult mai puternice decât lucrurile, asemănările dintre o femeie de aici și o femeie din străinătate, respectiv un bărbat de aici și un bărbat din străinătate. Supa asta în care ne-am bălăcit cu toții ne-a intrat în piele, ne-a intrat pe sub piele și ne-a creat o identitate. Despre asta zic eu că este acest volum. De altfel și Ciprian Măceșaru spune la un moment dat despre ceaușeștii care lucrează în noi mărunți în sânge. Este vorba despre o identitate comună, chiar dacă aici avem doi reprezentanți a două clase sociale diferite, foarte diferite. Pe de o parte, o clasă socială privilegiată a, cum zice domnul Tismăneanu, sectorului ideologic, tatăl dumnealui lucra în sectorul ideologic, prin urmare avea o poziție privilegiată și toate lucrurile care decurg de aici, toate avantajele. Pe de altă parte, Ciprian Măceșaru era fiul unui om care lucra în construcții, un om simplu. Diferențele sunt foarte mari. Microistoriile au foarte mari diferențe. O să vă dau un exemplu care ar putea părea la prima vedere banal și fără lipsit de importanță. Ciprian Măceșaru povestește că și-a dorit toată copilăria o bicicletă Pegas. Și la un moment dat tatălui a venit cu două roți de Pegas acasă și el s-a bucurat, va face o bicicletă Pegas așa, din bucăți. Numai că tatălui nu i-a făcut o bicicletă Pegas din bucăți, așa cum la un moment dat se făceau calculatoarele la noi din bucăți. Și a montat cele două roți la un cărucior ca să care butelii și lucruri de la piață și de alte chestii cu căruțul respectiv, sifoane. Și n-a avut niciodată o bicicletă Pegas, în timp ce Vladimir Tesmăneanu spune că a avut într-o primă fază o bicicletă cehească și apoi o bicicletă est germană. Asta vă povestește un individ, adică eu, care tot așa, toată copilăria am visat să am o bicicletă Pegas și n-am avut. O bicicletă cehească sau ești germană, păi ăsta ar fi fost pentru mine nave spațiale. Le-aș fi văzut și aș fi zis așa ceva nu există. Nici nu știam că puteau exista în România așa ceva. Deci vorbim despre lumi diferite. Cu toate acestea, cu toate că lumile erau așa de diferite, experiența până la urmă în care au fost topite viețile noastre a fost una comună și ambii autori au avut experiența manipulării, au avut experiența avorturilor. Până la urmă, cu toții am avut o mamă, o soră, o iubită care a făcut la un moment dat un avort ilegal. De asta spun, lucrurile astea ne leagă indiferent de
identitățile de gen. Identitatea asta comună pe care ne-a conferit-o experiența comunistă este mult mai puternică. Este genul proxim, ca să spun așa, dincolo de diferențele specifice. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă simt cu adevărat liliputan lângă acești domni și fata dumneavoastră. Am să mă leg de ce spunea domnul Mureș și apropo de urletul lui Ginsberg, pentru că mi-a ridicat foarte bine mingea la fel. Am stat și m-am întrebat, după ce am scris cartea, domnule, de ce am scris acest poem totuși? De ce mai scriu și astăzi despre o epocă nu așa care a trecut? De ce rămâne în această obsesie? Auzind-o ieri pe Simona Popescu vorbind la Radio România Cultural despre extraordinară carte Exuvi, spunea Simona acolo despre infans din latină, care înseamnă copil, copilă, dar și mult. Și vorbea ea, domnule, Exuvi, practic am dat viață unor lucruri din copilărie, lucruri pe care atunci nu le puteam exprima. Și apropo de urletul lui Ginsberg, cam așa e și în poemul meu. În copilărie trăim disperarea, aceea nu reușeam să dau o formă acelei disperări, eu știu, care să însemne ceva. Iar acum a fost ca o explozie, am simțit nevoia să pun chiar și așa într-o formă mică multe dintre nebuniile de atunci. Aș vrea înainte de a încheia, pentru că știu că timpul ne presează, să-i mulțumesc foarte mult doamnei Lidia Bodea. Eu i-am propus un diptic, dumneavoastră a văzut imediat un triptic, l-a convins pe Mihail Coșulețu, care este aici și care i-a dat o formă minunată acestei cărți. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Vladimir Tisboneanu, care să știți că m-a cenzurat. Deci în prefată mi-a spus marele politolog Vladimir Tisboneanu și mi-a scris, te rog, fără marele. Așa că n-a fost chiar democrat domnul Tisboneanu. Le mulțumesc domnului Mihai și Vicedra Paul Codescu și sper să vă placă. Ok, câteva cuvinte. Am început toată fără de mulțumire pentru că facem acest eveniment. Evident că am fost copleșit de lucrurile foarte frumoase spuse de Mircea și de Cezar. Cu Ciprian da, suntem prieteni și în real și în virtual. Și cu Crista, deci suntem în situația aceasta. Copa a plecat ca un fel de, sincer vorbit, dacă ai spus de aur, este exact și cum mai nu puteți să prezintem unii. M-am trezit cu acest poem, am început să-l citesc, era într-o vineri după masă, de obicei cei care au trecut de la mine pe acasă nu știu că uite-te pentru filme, pentru alte chestii, și am spus soției mele, lasă-mă, nu uite-te ăsta, să vă ok, și am povestit și am spus, să vedem. Și la sfârșitul uite-te-ului, practic, cam în 48 de ore, cartea a fost făcută. Dar fiecare, deci vreo 14 variante, pentru că Ciprian a adăugat diacritice, eu trimiteam și tot așa am chip colo, pentru că astea erau documente, nu? Ciprian, colo, următoare este. Bun, mi-a strânit enorm de lucru. Dar ce n-ai spus, Cezar, este că în cadrul acelei clase sociale, evident, era din. Pentru că eu îl invidiam pe Nicu care mergea, am verificat când am scris această carte, am intrat pe Google, ca să văd dacă chiar există bicicletele Oscar-X sau le-am visat eu, nu există, al naibii de scumpe. Iar mai scumpe decât ele există bicicletele Condor. Și pe urmă au apărut motoreta Vespa. Deci ei așa umblau, deci noi ăștia cu biciclete germane eram de loc. Cei care aveau peca și cei care n-aveau peca. E voilà, asta este punctul. Bun. Acum, despre de ce așa s-a născut cartea, Lidia a avut un moment, realmente a spus, lasă-mă, nu pot să mărturisire completă. I-am trimis-o lui Mircea. Mircea a citit-o înainte să o trimite la Lidia și a spus, băbe, mi-a dat ceea ce era extrem de important, pentru așa cum unii care au asistat azi la două lansări, când criticul literar și scrie să vorbească cu literatură, aproape pe altul. Când e lumea în care plutește. Deci, una vă rog să citesc, dacă am timp, cred că am timp, două texte de aici, care cred că vă vor spune foarte mult, care mie mi-au plăcut. O să vedeți, plec totdeauna, fiecare reacția mea sau eseu este un răspuns la un vers de Ciprian și care mă face pe mine să vibrez, ca să spun așa. Și bun, deci și eseurile încercăm să gândim socialismul împreună, într-o epocă în care suntem înconjurați de oameni care am citit recent, într-un
nu vreau să spun unde și ce condiții, ci un grup de tineri scriau despre proiecția globală a socialismului în anii de imediat după al doilea război mondial. Vă rog să traduceți acest lucru. Proiecția globală a socialismului în anii de după al doilea război mondial înseamnă colonizarea Europei de răsăriții centrale de către Uniunea Sovietică, pentru numele lui Dumnezeu. A existat un război rece, nu era vorba de experiența globală și așa mai departe. Această bagatelizare prin stupidizare și stupidizare prin bagatelizare dovedește în ultima instanță o orbire istorică. Și orbirea istorică este un mare păcat în ultima instanță. Bătea ceva care este mare păcat al lumii de azi este orbirea istorică. Deci, pâinea în socialism. Ciprian vorbește în al său poem despre cum eram cu toții înrobiți de pâinea noastră cea de toate zilele. Frazela, pâinea neagră, intermediară. Ba chiar și oribila pâine fără sare pe care doctorii o recomandau cardiacilor. Era pâinea tatălui meu, de pildă. Tatălui Ciprian îi spunea că e obicei rusesc. Că tocmai că sunt mereu învometați, rușii se îngroapă cu pâine. Și el citează din tatăl său, prea multă pâine tâmpește. Ce ne facem atunci cu francezii și ale lor baguette? Creșterea infinitezimală, dar reală a prețului pâinii în Polonia, în decembrie 70, vedeți cum se costă. Așa, e și puțină istorie politică și puțină metafizică. Adus la revolta muncitorească de la Gdansk. Guvernul a recurs la armat, s-a tras, au murit peste 100 de oameni. Ceaușescu a fost în general atent, și țineți minte asta, să nu se atingă de prețul pâinii. Marius a lucrat pe probleme de nutriție și preții. Așa. Până să plec din țară în septembrie 81, era prima mea călătorie în vest, am decis să nu revin în România, gustul pâinii se deteriora de la an la an, poate de la o lună la lună. Lună. Am și acum un gust dezagreabil în gură când amintesc de pâinea cu unt cu marmelada. Ori fără unt. Marmelada era de găsit. Tatălui Ciprian bea țuică. Mi-a displăcut dintotdeauna, e prea aromată pentru gustul meu. Rușii au supraviețuit prin vodcă, ori au murit prin ea. Pâinea era acompaniament pentru băutură, se zicea că face pansament gastric. Am rămas cu această superstiție, cu asta știu, ca să respectăm tipul, și azi, când merg la un restaurant și cer un pahar de chardonnay californian, insist să mi se aducă pâine cu ulei de măsline. Sechelele gastrice ale socialismului real. Putem? Da.